Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 10 mai. Lucrăm, facem anumite lucrări. Așa, pe lângă casă și pentru începători am zis că să fac un film. Un filmuleț, nu mai îmi dau masca jos, că și așa mă duc la albină. Să fac un film cu tipurile de les principale. Iată aici, avem două modele de LED. Un stup vertical, el este pe 12 rame, și un stup orizontal, care pe 18 rame, se poate găsi și pe 20 de rame. Bun, ce este important de menținut? Care e diferența? Păi, stupul orizontal, acesta, în cazul meu e un stup ursul, care se poate compartimenta mai multe părți. Să spunem așa că este foarte bun pentru staționar. Iar stupul vertical este foarte bun pentru pastoral. Cei mai mulți folosesc variante pe 10 rame, dar acesta este pe 12. De știut că în stupii verticali de obicei sunt în 4 rece, ceea ce înseamnă că camera vin astfel față de urdiniși. Așa, urdinișii sunt aici. Să dăm în spate să se vadă urdinișele. Așa. Și în 4 rece, da? Așa, avem în 4 rece ramele. Ceea ce înseamnă că imită poziționarea albinelor în natură. Fiindcă albinele în natură, în scorbură, ele față de ieșire din scorbură, fac faguri în patreci, care înseamnă așa. Dar, fiindcă stupul acesta este pe 12 rame, se poate folosi și în pat cald. Patul cald este foarte bun la iernat, iar cuibul se formează în interior. În pat rece e o problemă că el va forma în partea din față și imediat va sesiza atât frigul cât și căldura. De obicei facilitează ieșirea la zborul de curățire. Stupul vertical vine dotat cu diferite modele de caturi. Aici avem caturile, avem două caturi de 1x2, dar eu fiindcă nu vreau să folosesc rame diferite, adică de două tipuri, am frezat la dimensiunea ca din două caturi să fac un cat 1x1. Și astfel pot pune un cat 1x1. Cam astea ar fi despre stupul vertical, se pretează foarte bine la pastoral, cei care doresc și vor să aibă mobilitate, stupul vertical este ideea. Iar dacă trecem mai departe la stupul orizontal, el are atât urdinișe pe trei părți, fiindcă este un model ursu, este un model stup ursu. Mie îmi place foarte mult, fiindcă pot crește foarte ușor regine în el. Pot face foarte ușor roiul. Aici are compartimente care pot fi separate prin diafragme. Are foarte multe posibilități de a împărți stupul. Se poate împărți în 3, în 4, în 2, în 2 pentru iernare, chiar și în 3. Se poate împărți și astfel și astfel, și în pat cald și în pat rece. Se poate folosi aproape în toate posibilitățile. Singurul lucru este că se pretează foarte bine pentru staționar. Pentru staționar, fiindcă să ridici plin cu rame și să-l muți nu chiar este ideal. Acestea fiind cele două modele de stupi, sper că pentru începător să fie util. Stupul orizontal acesta, stupul vertical acesta. Eu am zis să fac un astfel de film, fiindcă cei care vor să cumpere cu albine sunt nedumeriți.
cam pe ce ar merge, pe un stup orizontal sau pe un stup vertical. Eu le am pe ambele și cred că fiecare cine începe o să-și ia și una și alta ca să vadă cum se adaptează. Cam atât. Filmul este dedicat începătorilor. Până data viitoare, numai bine!